Și avem din nou timpul să discutăm despre meciurile din weekend. Ne așteaptă un nou final de săptămână foarte, foarte interesant. Nu la fel de spectaculos precum a fost cel de săptămâna trecută când am avut și El Clasico Real Madrid cu Barcelona, am avut și PSG cu Marseille și am avut și multe alte dueluri extrem, extrem de interesante în Premier League, în campionatul României, dar totuși pentru că sunt câteva cote foarte, foarte bune pe care le-am găsit pentru finalul acesta de săptămână, am zis hai să lărgim puțin lista de ponturi din acest weekend și am alcătuit un top 20 pronosticuri pentru finalul de săptămână. Toate cotele sunt de la Superbet și dacă vreți să profitați și voi de ele, prieteni, vă invit chiar acum să vă deschideți un cont la această casă de pariuri pentru că am o ofertă excelentă și totodată exclusivă prin intermediul site-ului meu, andreidumitru.ro. Trebuie doar să dați click pe linkul din descriere, să vă deschideți un cont și imediat după ce faceți și verificarea identității, vă alegeți cu 568 de rotiri gratuite, mai exact 289 de rotiri la Bucovra și 278 de rotiri gratuite la Lucky Ladies Charm. Mi se pare o ofertă excelentă, în plus în fiecare zi puteți învârti și de roata norocului de la Superbet și de acolo vă puteți alege cu multe, multe alte bonusuri fără depunere la loterii, la pariuri sportive sau la jocurile de casino, să nu uităm și de Super Prono și multe, multe alte surprize vă așteaptă acolo în aplicația Superbet. Însă, primul pas este să vă deschideți un cont, click pe linkul din descriere. Bun, și acum nu uitați și de follow pe Instagram-ul meu, tot așa, linkul în descriere, vă aștept și cu join pe Telegram. Aveți tot în descriere linkul, nu uitați să apăsați și pe butonul de like și de asemenea nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă n-ați făcut-o deja, activând și clopoțelul de notificări. Mă întorc în doar câteva secunde după un scurt generic. Seria de ponturi începe cu un meci din Ligue 1, Ajaccio cu PSG, am jucat aici 2 soliți, cotă 1.28, după ce a lăsat mult, mult de dorit în partidele disputate în ultimele 3-4 săptămâni, PSG cred că a venit timpul să mai marcheze și a ceva mai multe goluri, mă aștept la o victorie lejeră din partea campioanei Franței. Rapid Farul X2 cotă 1.45, sunt două echipe care până la urmă, deși au tot spus că nu se gândesc la titlu, eu zic că au șanse în acest sezon, dar până la urmă dacă stăm să le comparăm, Farul pare mai echipă decât Rapid și parcă are și un lot ceva mai bun, mai experimentat aș spune. Merg pe acest X2 cu o cotă de 1.45. Nottingham cu Liverpool, 2 soliți, cotă 1.25. Ok, Liverpool e dezamăgitoare în acest sezon, chiar nu pot să înțeleg cum a bătut-o pe Manchester City la finalul săptămânii trecute, dar dincolo de evoluțiile proaste, de evoluțiile dezamăgitoare ale cormoranilor lui Jurgen Klopp, Nottingham totuși este cea mai slabă echipă din Premier League și asta s-a tot văzut în aceste etape care s-au disputat în campionatul Angliei. În ciuda celor 10-15 transferuri câte au făcut cei de la Nottingham, echipa arată foarte rău și se vede că au fost făcute doar transferuri așa cu nume, n-au fost și bine gândite. Sau cine știe, poate mai durează până se acomodează jucătorii. Manchester City, Brighton, peste 2.5 goluri, cotă 1.47, vă spuneam că Liverpool a bătut-o pe City săptămâna trecută, cred acum că Manchester City are de luat o revanșă în fața propriilor fani, Brighton nu mai este echipa care era acum câteva săptămâni sau echipa care era în startul sezonului și parcă se simte și schimbarea de antrenor și se simt și jucătorii care au mai plecat pe la Chelsea și pe la diferite echipe. Chelsea-Manchester United, iată dacă tot vorbeam de Chelsea, 1x cotă 1.35. Ok, United are moral bun, vine după victoria de la jumătatea săptămânii cu Tottenham, Chelsea după un 0-0 în deplasarea de la Brentford, dar totuși United nu,
nu-mi inspiră încredere și parcă Chelsea pe propriul teren este o echipă mult mai puternică. Universitatea Craiova Hermannstadt 1x cotă 1.28, nu știu cum au făcut cei de la FRF, LPF, dar foarte multe meciuri care s-au disputat la jumătatea săptămânii în Cupa României se joacă din nou și în acest weekend și avem acest Craiova cu Hermannstadt. La jumătatea săptămânii oltenii s-au impus în deplasare pe terenul sibienilor cu 2-0. Mai avem un exemplu chiar U Cluj cu CFR care s-a jucat joi și se joacă din nou duminică. În fine, Real Madrid-Sevilla 1-1 cotă 1.40. Ei bine, Real Madrid are un moral excelent, vine după victoria din El Clasico 3-1 în fața rivalilor de la FC Barcelona. De asemenea, Benzema a venit la antrenamente, s-a prezentat la antrenamente chiar în a doua zi după ce a primit balonul de aur. Asta înseamnă să fii serios, să fii profesionist. V-am zis, o cotă de 1.40 la 1 solist, cred că este momentul perfect să sărbătorească aceste reușite din ultima perioadă ale echipei. Hoffenheim, Bayern München 2 solist cotă 1.50. Bayern s-a impus fără probleme la jumătatea săptămânii pe terenul lui Augsburg în Cupa Germaniei. Dortmund, Stuttgart, GG cotă 1.70, la fel și Dortmund vine după victorie destul de lejeră, obținută tot așa în deplasare, nu mai țin minte unde exact, a fost un 2-0. AC Milan, Monza 1 solist cotă 1.40. Ei bine, AC Milan continuă lupta pentru titlu și nu cred că își poate permite un pas greșit pe propriul teren cu Monza. U Cluj, CFR Cluj, iată exact ce vă spuneam, X2 cotă 1.28, e diferență mult prea mare între cele două echipe în momentul în care joacă cu titularii, cu oamenii de bază, de asta mă și duc pe X2. Tottenham cu Newcastle sub 3.5 goluri, cotă 1.40, Newcastle stă senzațional de bine în teren, se apără foarte bine, este o echipă pragmatică, am văzut că în ultimul timp n-a mai marcat la fel de mult precum o făcea în startul sezonului, dar obține acele puncte de care are nevoie cu victorii la limită, numai 1-0, 1-0. De partea cealaltă, Tottenham vine după un 0-2 în deplasarea de la Manchester United. Nu cred că vom avea prea multe goluri pentru că ambele echipe sunt destul de închise în ultima perioadă. AS Roma Napoli peste 1.5 goluri, cotă 1.27. Știu că echipa lui Mourinho vine după o prestație care a lăsat de dorit luni parcă pe terenul Sampdoriei, dar până la urmă a fost o victorie la limită. Napoli marchează în continuare pe bandă rulantă. Cred că vom avea spectacol. Atalanta-Lazio peste 1.5 goluri. La fel o cotă de 1.22, chiar mai mică, iată, decât la AS Roma cu Napoli. Barcelona-Bilbao peste 1.5 goluri, cotă 1.22. Cred că a venit timpul să mai marcheze și catalanii mai mult de un gol în campionat, pentru că a trecut mai bine de o lună de când FC Barcelona n-a mai marcat mai mult de un gol într-un meci din La Liga. Montpellier-Lyon, GG, cotă 1.57. Mi se pare o cotă bună pentru că ambele echipe marchează destul de mult în acest sezon și în general ne-au oferit meciuri directe extrem de spectaculoase. Marseille-Lens peste 3.5 cartonașe în meci, 1.65. Fie că vorbim de Liga, fie că vorbim de Champions League, în meciurile celor de la Marseille plouă cu cartonașe galbene, roșii. Am văzut asta în special prin Champions League, cred că în dubla manșă cu Sporting au fost vreo 3-4 cartonașe roșii. West Ham Bournemouth, 1 solist cotă 1.55. Deși West Ham n-are cel mai fericit sezon, în momentul în care dă peste echipe nou promovate sau peste echipe de care trebuie să treacă în lupta aceasta pentru evitarea retrogradării, deși nu cred că se va ajunge acolo, totuși West Ham lasă mult de dorit în acest sezon. În fine, când întâlnește asemenea echipe care și ele cel mai probabil vor lupta pentru evitarea retrogradării, am văzut că West Ham se motivează și obține rezultate bune și cel mai recent exemplu este chiar cel din victoria cu Fulham de pe propriul teren acum vreo două săptămâni. Sepsi FCSB, gol Sepsi cotă 1.36. E bine, Sepsi are un lot bun, are un lot puternic.
în special pe propriul teren, are o forță impresionantă și de fiecare dată când a jucat acasă cu FCSB în mod special, a marcat, iar FCSB, să fim serioși, nu excelează deloc în faza defensivă și mai avem un Southampton Arsenal 1x cu o tău 2-40. Știu, Arsenal are o formă extraordinară, dar până la urmă cred că se vor mai încurca și tunarii, totuși sunt 7 victorii consecutive în toate competițiile. Southampton are un moral foarte bun după ce s-a impus la jumătatea săptămânii cu 1-0 pe terenul lui Bournemouth. Joacă bine acasă Sfinții și chiar cred că putem profita de această cotă de 2.40. Sigur, este doar pentru cei care vor să riște ceva mai mult sau cei care vor să-și crească puțin biletul. Evident, fiind o cotă atât de mare, nu este deloc sigură, dar eu m-am gândit să vă aduc acolo, în fața ochilor, să vă prezint. O să mă gândesc, o să văd dacă o să o trec pe biletele mele, dacă o să o trec, cu siguranță o voi trece doar așa pe un bilet pe care pariez 5 sau 10 lei. Și gata, prieteni, asta a fost pentru moment, acestea au fost cele 20 de pronosticuri pentru finalul de săptămână. Vă aștept și pe voi în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce ponturi aveți și ce urmează să pariați în acest weekend. Nu uitați de mega oferta de bun venit de la Superbet, sutele de rotiri gratuite care vă așteaptă la deschiderea contului, toate detaliile pe linkul din descriere. Cam atât pentru moment, prieteni, eu vă țin pumnii, vă doresc multă, multă baftă. Eu sunt Andrei, pe curând!